Deci, Doamna, o să mă leg de un subiect pe care l-am avut înainte de prezentare, când te-am prins discutând despre vacanțe și dacă tot te am în față, specialist în vacanțe, unul, vreau să știu, unde ai dus-o prima oară pe fica ta în vacanță, când era mică? Primul loc pe care l-ai ales pentru copii, pentru că vreau să ne și prindem, că știu că tu ești o tipă care studiază, care caută înainte să documentează, vreau să ne și prindem dacă e bun locul pentru copii. Da, a fost la Paris, la Disney. <laughs> Acela a fost locul și ea avea patru ani, dar încă și aduce aminte de, de acea bucurie pe care a trăit-o când a descoperit Disneyland. Și pe urmă am fost într-un magazin pe Champs-Élysées și am cumpărat Lion King, care era filmul ei preferat o păpușică, da? Deci un Lion King în miniatură. Deci, da, așa asta a fost. Dar n-a fost o alegere gândită, pur și simplu așa a fost să fie. A trebuit să plec eu la Paris și am luat-o cu mine și e, sunt niște amintiri foarte frumoase. Mi se pare foarte frumos că, deși cumva aveai treabă, când o luai îți găseai timp și pentru ea, iată, Disneyland, știi? Adică nu era mami doar după tine. Nu, 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 nu. nu. Nu, 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 nu. nu. Am mers și ne-am luat micul dejun împreună la cafenele. La cafenele, la restaurante. Eu eram cu cafeaua, ea era cu sucul. Deci a fost, chiar dacă era micuță, am simțit așa o, o, o apropiere fantastică de, de ea. Și părea că înțelege tot, știi? Și nici nu s-a uh, văitat că a mers foarte mult. Că eu am luat-o pe jos, pe străzi, să descoperim Parisul împreună. Da, a fost foarte frumos. Bine, Parisul este foarte frumos, așa că n-ai -ai cum să ratezi când alegi Parisul. Bine, oricum mi se pare foarte bine că ai făcut asta și probabil asta am învățat în vacanțe să meargă pe jos, nu neapărat să se plimbe cu taxiul. Peste tot. În niciun caz, nu, nu, nu. Ea, ei îi place foarte mult să călătorească și să descopere lumea și face exact cum fac și eu. Ori închiriază o mașină și merge peste tot în zona respectivă și descoperă și împrejurimile, ori pe jos, dacă e vorba de un city break și un oraș, eu știu, ca Praga sau Roma sau... Deci, nu, e, nu e genul sedentar sau pe stilul luxury. Știi că sunt foarte mulți turiști care merg într-un resort de 5 stele, all inclusive, fie că e în Dubai, fie că e în Turcia, fie că... nu contează și ei de fapt nici nu știu că au trecut pe acolo. Adică poți fi într-un într, -un, într -un resort oriunde în lumea asta, că de fapt n-ai mâncat mâncarea locală, nu cunoști limba, nu cunoști obiceiurile, n-ai văzut frumusețile orașului respectiv sau împrejurimile, ai văzut doar un resort artificial creat pentru nevoile unor turiști. Și atât.